Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Revin, așa cum v-am promis, cu citirea cărților de tarot pentru luna februarie. Sfatul pe care trebuie să-l primească fiecare din cele 12 zodii pentru luna februarie. Vin cu un pic mai mult de energie față de data trecută când am filmat un material și mi ieșeau toate cărțile Anapoda. Și nu neapărat că mi-eșeau -mi anapoda, dar pur și simplu nu-mi găseam cuvintele să exprim ceea ce vedeam în cărțile respective. Am așteptat un pic să se mai clarifice energiile și am zis să revin acum când uh, simt așa că na, este lună nouă în vărsător, când începe deja să se potențeze, să se lumineze, să căpătăm mai multă energie solară și să avem și noi un suflu. Și uh, acum că planetele vor începe să meargă toate înainte, mă gândesc că este un moment prielnic să aflăm care este sfatul cărților de tarot în această perioadă. Și când spun sfatul cărților de tarot, mă refer la uh, energia pe care reușesc să o canalizez în acest moment în care amestec aceste cărți și uh, să vă explic la nivel intuitiv ceea ce simt că ar putea fi focusul vostru în perioada următoare. Uh, așa cum spuneam în materialul despre luna nouă și energiile lunii februarie, Întrebarea pe care trebuie să ne o punem în prezent ar fi în ce domeniu, în ce capitol din viața mea trebuie să pun mai multă structură pentru a mă bucura de rezultate frumoase pe viitor, pentru a avea un viitor mai strălucit. Aici mă refer la probabil jobul nostru, cum putem să-l structurăm, să-l organizăm, să dezvoltăm o strategie mai bună, să ne facem planul de ce targeturi trebuie să atingem, de cum trebuie abordat managerul nostru în vederea, nu știu, alinierii la uh, dorințele noastre. Uh, dacă este vorba despre relațiile sentimentale, uh, ce anume nu funcționează sau ce anume conștientizez că a funcționat sau n-a funcționat în relația mea, uh, care sunt lucrurile pe care le pot schimba, le pot structura, ce direcție vreau să apuc în momentul de față în viața mea și ce îmi doresc cu adevărat de la un partener de viață. Toate întrebările astea, evident, le știe fiecare în viața sa personală, dar este un moment prielnic mai mult decât oricând. Acum, după evenimentul de lună nouă învărsător, vărsătorul fiind această zodie care lovește acest semn care lovește la temelii zguduie ceva ca noi să ne putem uh, trezi la realitate, să putem vedea dincolo de prejudecățile noastre, dincolo de presetările noastre, de condiționări, uh, ceea ce vrem noi cu adevărat pentru a ne îndeplini uh, nodul nord, axa destinului nostru. Haideți să vedem care este sfatul pentru uh, luna februarie uh, pentru zodia Berbec. ce sfat au berbecii în luna februarie. În luna februarie avem 8 de cupe pentru berbeci. Această carte simbolizează din perspectiva mea acea poveste biblică a lui Isus prin care le spune oamenilor, rabinilor care dintre voi nu ar lăsa turma de 99 de oi pentru a se duce să o găsească pe a 100 -a care s-a rătăcit sau singura oaie care s-a rătăcit opt de cupe simbolizează realizarea faptului că în viața voastră toate lucrurile s-au structurat într-o anumită formă ați acumulat toate lucrurile pe care societatea le așteaptă de la voi pe care familia voastră le așteaptă de la voi cu toate acestea Vă lipsește o singură cupă. După ce le-ați organizat pe toate, vă lipsește un singur aspect pentru care sunteți dispuși să renunțați la toate celelalte. Iată, acest individ întoarce spatele și pleacă în direcția unor noi uh, orizonturi, unor noi uh, căi și soluții pentru a-și întregi cupele. Este o perioadă de analiză interioară în care vă ordonați foarte bine tot ce ați obținut în viața voastră. Conștientizați dacă le-ați realizat cu foarte mult efort și ce anume vă doriți cu adevărat de la viață. Dacă vă doriți să vă duceți într-o altă direcție, dacă doriți să. Uh, nu știu, să găsiți exact acel lucru care v-a lipsit dintotdeauna. Acesta este momentul prin care veți face o analiză la sânge și veți alege cu inima să vă duceți în direcția destinului vostru, acolo unde vă cheamă sufletul și nu acolo unde a trebuit să faceți ceva, unde a a fost necesar să întocmiți ceva, unde a trebuit să bifați anumite lucruri de dragul altora. Eu i-aș spune că este întoarcerea cu spatele la toate lucrurile care nu au ținut de sinele vostru autentic și că vă îndreptați spre calea inimii voastre. Mai, mai frumos de atât nu pot spune. Este o perioadă de reflexie, nu este întâmplătoare în această perioadă pentru berbeci, pentru că după vărsător, da, în februarie urmează zodia peștilor. Când soarele este atât de îndepărtat de uh, zodia, de semnul nostru al berbecilor, cu atât ne simțim mai vlăguiți, uh, cu atât simțim nevoia să facem uh, acele evaluări, uh, uh, nu știu, uh, să, să facem mici analize despre viața noastră, să vedem dacă suntem în punctul în care ne-am dorit să fim. Ca atunci când soarele intră în zodia berbecului, începând cu jumătatea lunii martie, să, să regenerăm, să ne trezim la viață, să renaștem. Cu toată forța, cu toată lumina noastră interioară, în direcția pe care ne-am propus-o. Așa că această evaluare este ca acea evaluare pe care o fac oamenii la sfârșit de an. Ne cântărim foarte bine lucrurile pe care le-am obținut cu greutate, lucrurile pe care ni le dorim să le obținem cu adevărat în viitor și procedem în direcția aceea. Eu i spune că este ca acel moment în care avionul se aliniază cu pista de lansare deci merge ce merge pe acolo prin aeroport pe, tot, pe toate pistele are un moment în care se oprește în care pilotul își calculează nu știu, toate traseele și setează toate butoanele alea magice și urmează să se lanseze, deci este faza de dinainte de lansare este o pregătire emoțională pentru că cupele reprezintă emoții pregătirea emoțională pentru ce va să vină în viitorul vostru, în momentul în care soarele lovește semnul berbecului. Este o carte foarte bună. O carte de evaluare și de realizare a lucrurilor uh, cu adevărat importante pentru voi. Să vedem care este sfatul pentru zodia taurului în această perioadă, în luna februarie. Ce avem pentru tauri? Tauri au șase de cupe, iată tot o carte a emoțiilor. Această carte reprezintă întoarcerea în trecut sau probabil se va întoarce un personaj din trecutul vostru, fie un fost iubit, o fostă iubită, fie nu știu, o altă persoană din trecutul vostru care vă este foarte dragă, care este uh, cineva foarte special, cu care aveți o legătură și o conexiune uh, caldă și foarte plăcută. Uh, această carte poate simboliza chiar o uniune sufletească. Poate fi cineva cu care aveți un contract de suflet din vieți anterioare, cu care vă știți de foarte multe vieți și care reapare subit în viața voastră, fie vă apare în gând, fie în vise, fie în plan real. Această carte reprezintă un soi de reconciliere cu cineva din trecutul vostru. Vă întoarceți într-un anume punct din trecut, fie că vă regăsiți cu această persoană, fie că vă treziți într-o situație similară cu ceva din trecutul vostru, această buclă temporală care Uneori vă aduce, nu știu, senzații olfactive, auditive, sonore din trecut, parcă vă simțiți ca atunci când erați la 20 de ani și purtați o conversație frumoasă cu o prietenă sau cu un prieten. Este această reîntoarcere, rememorare, care are un iz foarte plăcut, care aduce un sentiment luminos în viața voastră. Această carte 6 de cupe este singura carte în care cupele sunt pline de flori albe. În rest există pește sau este o cupă foarte frumos împodobită la Regina de Cupe, dar cupele acestea simbolizează abundență de puritate a emoțiilor, a sentimentelor. O regăsire cu drag a cuiva din trecut, a unei conexiuni de suflet foarte puternice cu cineva special drag inimii voastre. Deci pentru Tauri se pare că aceasta, această lună februarie este mai mult legată de inimă, de suflet și nici de cum de sfera materială, așa cum le este lor caracteristic. O regăsire cu cineva drag din trecut. Foarte frumoasă carte. Sfatul pentru Zodia... În gemenii pentru luna februarie, să vedem ce Ce eveniment frumos și ce i-așteaptă pe ei în luna februarie. În luna februarie, gemenii au patru de cupe. Numai cupe au ieșit până acum, iată sentimentele și emoțiile sunt în floare. Deci nu degeaba mi-au ieșit mie atunci energiile cam ciudate când am încercat să citesc prima dată cărțile de tarot. Se pare că suntem cu toții afectați la nivel emoțional, spiritual, sentimental în această perioadă. Patru de cupe pentru Gemeni. Acest personaj este într-o recluzie. Eu o asociez uneori cu cartea Spânzuratul de Hangman. În care acesta s-a retras de lume, este retras. Este într-o poziție contemplativă, meditativă, stă precum Buddha sub The Body Tree, nu știu cum se traduce The Body Tree, sub un copac, mă rog, acolo unde a cunoscut el Iluminarea. Și este într-o poziție contemplativă. Se, se concentrează foarte mult pe cupele pe care le are în față. Dar le refuză și pe acestea, stă cu picioarele și mâinile încrucișate în semn de refuz, deci nu mai vrea nimic din ce este prezent și actual în viața lui în momentul de față. Iar, dintr-o parte, de undeva din cer, îi se întinde o nouă cupă, care este o oportunitate divină. Fiind atât de închis, în schimb, la cupele pe care le are în prezent în viața lui, este incapabil să observe, și oportunitatea divină care îi se arată. Sfatul pe care l-aș asocia eu cu această carte este un pic mai multă flexibilitate. Uh, sunt convinsă că sunteți uh, probabil mulți dintre voi ajunși la capătul puterilor într-o anumită privință în viața voastră, fie că este vorba de un job, fie că este vorba de o relație. Uh, cartea asta mai exprimă uh, și acel sentiment că cine s-a fript odată în ciorbă, suflă și în iaurt. Uh, Permiteți-vă această flexibilitate, chiar dacă v-a fost greu, ați avut uh, niște blocaje, uh, ați întâmpinat niște dificultăți majore sau niște situații extrem de toxice și stresante, să nu refuzați chiar tot ce vine înspre voi doar prin prisma faptului că aceste cupe seamănă între ele. Una este oferta divină, uh, celelalte sunt lucrurile lumești care v-au uh, adus la capătul puterilor. Fiți un pic mai flexibili în această perioadă. Încercați să vedeți realitatea lucrurilor fix așa cum sunt ele. Nu jobul vă frustrează, nu oamenii sunt toxici, nu ceilalți vă fac rău, ci pur și simplu sunt emoțiile și sentimentele pe care voi le-ați proiectat asupra acestor cupe din fața voastră. Dacă veți vedea lucrurile pentru ceea ce sunt și nu pentru ceea ce credeți voi, Că sunt în momentul de față, veți putea avea deschiderea mentală și emoțională pentru a primi în viața voastră oportunitățile divine. O singură cupă care vine din cer le poate surclasa pe toate celelalte, poate, poate aduce mai multă abundență, mai multă frumusețe, mai multă dragoste, mai multă emoție și pasiune în viața voastră decât toate celelalte. Deci, flexibilitate, dragi gemeni, fiți deschiși chiar dacă vă confruntați cu elemente care aduc foarte mult cu ceva ce v-a făcut rău în trecut, priviți cu seninătate, priviți cu mintea deschisă și dați oportunitatea acelei situații, acelui eveniment, acelui personaj din viața voastră care vine să își prezinte cu adevărat conținutul și nici de cum să-i puneți o prejudecată sau să vă bazați pe ce s-a întâmplat în trecut. E o carte foarte frumoasă, este o oportunitate divină care se arată în viața voastră, dar trebuie să fiți capabili să descălciți acele brațe și să puteți să vedeți care este frumusețea darului ceresc. Sfatul pentru Zodia Rac pentru această perioadă: Pentru luna februarie, raci. Dragii mei raci emoționali și sensibili și foarte inteligenți. Racii. Racii sunt în patru de săbi care este o perioadă de retragere, de odihnă. Probabil că sunt în aceeași stare în care eram eu acum câteva zile când am postat acel material despre energiile lunii februarie. Simțiți nevoia să vă retrageți. Sunteți foarte obosiți. Ați trecut prin foarte multe lupte personale, mentale, săbile de obicei indică angoase mentale, a fi foarte mult în capul vostru un intelect în rațiune, a fi mult prea cerebrali și această carte reprezintă recluzia prin care trece un cavaler înainte de a se duce la război se retrage și are aceste săbi îndreptate spre ceacrele coroană, cel de-al treilea ochi, nu, cel de -al treilea ochi, inimă și sacral și o sabie care este de desubt, reflectând asupra acestei imagini singura care prezintă culoare în care se află o domniță cu un copil, probabil se gândește la soția lui și la copilul lui, și își retrage puterile uh, pentru a se reface. Deci, este o perioadă de refacere. Uh, sfatul pentru Zodia Rac în această perioadă este să, să vă bucurați de micile plăcere ale vieții, să vă relaxați, să nu mai puneți atâta efort intelectual, mental, în toate activitățile pe care le întreprindeți relaxați-vă, băi relaxante mergeți la masaj sau chemați pe cineva să vă facă un masaj puneți-vă un serial frumos mâncați niște popcorn stați tolăniți de dimineață până seara în canapea relaxați-vă, luați-vă o pauză mentală de la orice și sfatul meu, o constatare proprie pe care am realizat-o de curând una este să te odihnești cu gândul că mai ai niște mail de trimis una este să te odihnești cu gândul că trebuie să faci niște oale de mâncare pentru familie una este să te odihnești pentru că ți-ai luat pauză de la tot și ți-ai desemnat, nu știu, două ore, ți-ai alocat două ore în ziua respectivă sau o zi întreagă în care să nu faci nimic. Degeaba stați în pat și spuneți că v-ați luat o pauză de odihnă, dar mental vă fuge mintea în stânga și în dreapta pentru a face tot felul de calcule, tot felul de algoritmi. Luați-vă o pauză mentală, săbile înseamnă minte, intelect, luați-vă mintea de la tot și stați și relaxați-vă complet mental. Puteți să uh, ascultați niște muzică binaurală, puteți să practicați un pic de meditație, uh, să faceți exerciții de respirație, să vă concentrați mai mult pe sufletul vostru și uh, puneți-vă încrederea că toate lucrurile care sunt urgente se vor rezolva cumva de la sine sau delegațiile delegați cuiva important din familia voastră. Uh, măcar pentru câteva ore, pentru o zi, ca să vă puteți retrage și reface puterile. Fără să vă refaceți puterile racilor, să știți că nu veți putea să țineți piept uh, toată luna uh, evenimentelor ce vor urma, mai ales de când toate planetele vor merge înainte. Așa că uh, respectați-vă un pic pe sine, uh, alocați-vă timpul necesar pentru a vă reface și a vă uh, reîntregi puterile sfatul pentru zodia Leu în luna februarie. Leu, să vedem pentru Lei. Lei, regina de cupe. Emoții, frumusețe. Regina de cupe este o ființă care este foarte caldă, care este foarte blândă, care aduce mult confort, alinare. Este o figură maternă, caldă dar, totodată, este foarte, foarte înțeleaptă pentru că extrage înțelepciune din emoțiile ei. Vorbeam în materialul despre intuiție sau vocea interioară, că intuiția și vocea noastră interioară ne comunică prin intermediul senzațiilor, emoțiilor și sentimentelor noastre. Sfatul pentru zodia leului în această perioadă este să-și asculte foarte mult senzațiile, emoțiile interioare. Sentimentele care se ridică la suprafață în anumite situații, în contact cu anumite persoane, și să extrageți cât mai multă înțelepciune din acele senzații. Pentru că intuiția vă comunică la nivelul, nu știu, chakrelor voastre, a, a spectrului vostru solar, cât mai multă informație despre lumea înconjurătoare informație care vă aduce multă înțelepciune, vă oferă acest avantaj în negociere cu ceilalți și foarte multă putere de decizie. Pentru că oamenii care se bazează pe intuiție față de oamenii care se bazează strict pe intelect, rațiune, fapte și date logice, sunt mult mai puternici. Pot lua decizii așa, deci pocnind din degete, Față de ceilalți care trebuie să se ducă să facă o analiză din, a datelor din trecut, să facă o proiecție pe viitor. Deci, veți putea lua decizii mult mai ușor uh, în această perioadă dacă stați aliniați în uh, aceeași frecvență cu sentimentele și senzațiile din interiorul vostru. Totodată, cartea asta uh, în care această regină stă pe un tron în de heruvimi, uh, sunt și fluturi pe undeva apar ți minte, uh, nu știu exact, uh, sunt foarte multe simboluri de uh, intervenție divină. Deci veți fi ghidat prin intermediul emoțiilor voastre către calea voastră și misiunea voastră divină în această perioadă. Este bine să împrumutați un pic și din atitudinea acestei uh, regine. Știu că uh, zodie de foc fiind și mai intempestiv și vulcanici, aveți tendința să fiți foarte egocentriști, să vă plasați pe voi și vă în mijlocul acțiunii și toată lumea să vi se supună pentru că na, sunteți regii junglei. Dar nu strică să împrumutați un pic din atitudinea acestei regine, care este caldă, înțelegătoare, este blândă, flexibilă, maternă și calină. Puteți avea aceste calități și sigur toate drumurile vi se vor deschide mult mai ușor în această perioadă în luna februarie. Succes. Sfatul pentru zodia fecioarei pentru luna februarie. să vedem ce sfat, ce sfat au fecioarele. Fecioarele sunt și ele într-o într sferă similară cu lei, că nu degeaba sunt zodii vecine, 9 de monede, înseamnă abundență, abundență materială, să spunem. Monedele țin foarte mult de sfera materială, dar această abundență nu se referă doar la abundență financiară. Am găsit de curând o interpretare foarte frumoasă pentru această carte și anume puteți atrage în viața voastră orice lucru care vă oferă confort și stabilitate. Pot fi bani. Pentru unii oameni banii sunt un scop în sine. Pentru alți oameni banii ar aduce libertate, pentru alții ar aduce încredere de sine. Pentru alții banii reprezintă lipsa tuturor grijilor. Acest, această carte nouă de cupe arată această femeie îmbrăcată în haine confortabile, relaxate, care reușește să strunească prin forța ei, deși blândă și feminină, un șoim pe care îl ține cu mare nonșalanță pe mână. Asta înseamnă că puteți atinge un stadiu de confort cu sine sau de stabilitate interioară. Pe care v-ar oferi o, nu știu, cea mai mare sumă de bani pe care vă puteți imagina. Uh, unii dintre voi vă puteți bucura probabil de o încredere mai mare de sine, cei care a, cred că obțin asta prin bani, alții se pot bucura de uh, putere, dacă cred că asta se poate obține cu foarte mulți bani. Uh, oricare este sentimentul pe care credeți că îl veți avea în cazul în care veți câștiga marele jackpot la loterie aceea este senzația în care vă veți călda în luna februarie. Deci purtați-vă ca și când nu v-ar lipsi absolut niciun ban și care ar fi toate emoțiile pe care prezența acestor bani în viața voastră uh, vi l-ar potența, care este sentimentul cel mai frumos uh, pe care l-ați trăit. Foarte multă relaxare, foarte multă lumină, uh, sfatul... Dacă este vorba de un sfat, este să vă relaxați, să vă bucurați, să fiți în pielea voastră în această perioadă. Este o carte a aurie, o carte a fericirii. Umblați ca și când n-ați avea nicio grijă. Purtați-vă așa. Și sentimentul că v-ați purtat atât de lejer și că sunteți atât de împăcați cu voi înșivă, vă aduce vibrațional în viitor mult mai multă abundență decât vă puteți imagina. Dacă vă veți purta ca și când sunteți niște oameni bogați, Umblând mândri, cu capul pe sus, fără să vă încruntați, fără să vă certați, fără să vă iritați, în viitor veți atrage exact starea materială, financiară, aferentă a acestor emoții. Dacă vă veți purta cu multă încredere de sine, dacă vă respectați oriunde vă duceți și nu permiteți nimănui să vă bagiorească, să vă calce pe cap, veți atrage în viața voastră tocmai acele situații, abundență materială, nu știu, job fericit, relație fericită. Doar pentru că astăzi ați trăit acest sentiment și această emoție. Este o carte foarte, foarte frumoasă. Deci, pentru cine am vorbit acum, pentru fecioare, da? <laughs> Mai pierd cirul. După fecioare, care este sfatul pentru luna februarie, pentru Zodia Balanță? Balanțele. Balanțele sunt într-o conlucrare, parteneriat, asociere. Balanțele lucrează intens la niște proiecte. Fie că sunt niște proiecte mai personale de care nu știe nimeni, fie că sunt proiecte de mare amploare de care știe toată lumea din jurul lor, dar în luna februarie își vor stabili contactele persoanele importante. Vor face un pic de networking, cum îmi place mie să spun, sau relaționare, crearea de relații, de business, de parteneriat cu niște oameni esențiali în îndeplinirea proiectului lor. Poate că ați început un nou business și vă căutați partenerii ideali sau căutați resursele de finanțare potrivite pentru afacerea voastră. Luna februarie spune că este momentul să găsiți partenerii ideali pentru a vă duce proiectul la bun sfârșit. Fie semnați contracte, stabiliți înțelegeri, nu știu, vă trasați bugetul pentru o anumită colaborare cu niște oameni, găsiți sprijin în rândul membrilor familiei care să investească în afacerea voastră. Este o perioadă în care găsiți oamenii care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. Dacă nu este neapărat vorba despre o afacere, despre un plan de afaceri, despre o direcție neapărat legată de sfera profesională, acest trei de monede poate simboliza orice asociere, parteneriat care aduce beneficii de ambele părți dacă sunt mai multe părți, de toate părțile. Deci toți acești indivizi de aici vin fiecare cu skillurile lui, cu capacitățile și abilitățile lui. Fiecare pune pe masă meșteșugul la care este priceput, dar din combinația acestor meșteșuguri iese un beneficiu care este egal pentru toți participanții la această asociere. Așa că poate fi nu știu, o relație de iubire, spre exemplu, în care eu stabilesc că pun asta pe masă, tu stabilești că te duci în speli mașina. Orice soi de negociere, de, pre, de înțelegere anterioară, de setarea unor așteptări în raport cu alte persoane. Este o carte foarte frumoasă, o carte a colaborărilor, o carte a dezvoltării de relații. Poate că în luna februarie, mulți dintre uh, noi, nu doar cei din Zodia Balanței, după ce ne-am retras foarte mult, începem din nou să ne restabilim relațiile sociale. Și această carte încurajează tocmai la acest lucru. O carte foarte frumoasă! Să vedem care este sfatul pentru luna februarie pentru zodia scorpionului. Sper să nu mă blochez și de data asta și să opresc filmarea ca data trecută. Ce sfat avem pentru scorpioni în luna februarie? Scorpioni, 4 de monede. Uh, pardon, 6 de monede. Uh, această carte reprezintă un soi de justiție minoră. Justiția fiind o arcană majoră, eu îi spun justiția în arcanele minore, deși s-ar mai putea traduce și prin Regina de Săbi. Acest individ, din poză, se folosește de o balanță prin care cântărește drept cât să-i dea unui cerșetor și cât să-i dea celuilalt. Eu spun că această carte reprezintă Judecata dreaptă, stabilirea relațiilor care vă ajută în această viață și ce nu vă ajută. Stabilirea lucrurilor care vă sunt necesare și a lucrurilor care nu, nu vă sunt necesare. Calculați în mintea voastră care este ponderea și aportul fiecărui mic element din existența voastră. Este o cântărire, este o analiză care se produce în interiorul ființei voastre. Monedele reprezintă tot ceea ce ține de sfera materială, de planul material, fie că este vorba de bani, fie că este vorba de stabilitate, de structură, de organizare în viața voastră. Poate fi vorba despre un job, poate fi vorba despre nu știu, relații de muncă, dar sunteți într-o fază în care vă preocupă foarte mult să cântăriți corect o anumită situație. Să nu vă mai lăsați ghidați de impuls, să nu vă mai lăsați atras de tot felul de dulcegării sau iluzii pentru a pica pradă unor relații care nu vă sunt cu adevărat benefice. În această perioadă, valorificați logic, pragmatic, cântărit, cântărind prin intermediul propriului vostru sistem de valori ce are importanță în existența voastră și ce nu are importanță. Cât din baremul vostru alocați unui individ și cât din baremul vostru alocați celuilalt. Practic, este o gestionare mai bună a energiei pe care o puneți în orice întreprindere din sfera materială din viața voastră. Sfatul ar fi să fiți foarte acordați. La sistemul vostru de ghidare interior, să nu vă lăsați influențat, influențat de nimic din exterior, din afara voastră, de oameni care vă spun băi ăla e un prost doar pentru că mi-a făcut mie nu știu ce faptă în trecut sau uh, individul celălalt nu este bun pentru că știu eu ce i-a făcut unui prieten de-al meu acum 10 ani. Și pur și simplu închideți urechea la toate informațiile care vin din exterior, aveți acest ghid interior, intuiția voastră, starea voastră emoțională și bazându-vă pe ea, începeți să acordați din energia voastră atât cât trebuie, nimic mai mult, situațiilor cu care vă confruntați. Poate că vorbesc abstract, fără exemple, dar cine, cine percepe acest mesaj înseamnă că este pentru el. Un sfat foarte bun, zic eu. Sfatul pentru Zodia Săgetătorului. Ce așteaptă pe Săgetător și ce trebuie să urmărească în luna februarie. Pentru Săgetători s-a nimerit fix ca la berbeci, 8 de cupe. 8 de cupe, dacă vreți puteți să ascultați și ce am zis la berbec. Dacă nu, voi formula cu alte cuvinte, și de data aceasta, citirea acestei cărți. 8 de cupe spuneam eu că simbolizează acest individ care și-a așezat toate cupele în ordine. A ajuns în punctul acela în care a îndeplinit ca un copil conștiincios tot ce i s-a cerut din exterior și a așezat cupele frumos una peste cealaltă, le-a ordonat și a constatat că îi lipsește una. Constatând că îi lipsește una, se îndreaptă spre căutarea ei. Pentru că acea cupă care lipsește este de o importanță mult mai mare pentru el decât toate celelalte șapte. Da? Șapte cupe. Atunci, sfatul pentru săgetători în această perioadă este să vă faceți această evaluare al locului în care vă aflați în acest moment, din punct de vedere uh, în special emoțional, sentimental, spiritual, să vedeți dacă sunteți împăcat și mulțumit. Emoțional poate să fie și un loc de muncă, pentru că nu mergem la muncă doar pentru a face bani și pentru a fi logici și raționali, ci pentru că ne dă satisfacție, ne dă bucurie sufletului nostru. Să cântăriți dacă sunteți într-o situație perfectă, așa cum vă doriți. Dacă este perfectibilă, dacă se mai poate face ceva și îmbunătăți situația și dacă nu, atunci să încep, începeți să căutați noi perspective, noi oportunități, noi orizonturi, așa cum face acest individ. Acesta este sfatul pentru Zodia Săgetătorului. Uh, prospectarea de noi orizonturi în acele domenii din viața voastră în care simțiți că oricât de mult ați acumula, este loc de mai bine. Se poate mai bine de atât sau știți în sinea voastră că meritați mult mai mult. Acesta este sfatul pentru săgetători. Care este sfatul pentru zodia capricornului? Capricornii în luna februarie. În luna februarie, Capricornii au King of Wands. King of Wands este acest uh, rege, cel mai sexy uh, rege uh, din suita de cărți regale, uh, cu băta lui simbol falic. Deci este o, o carte a pasiunii. Capricornii nici nu-i de mirare că sunt chitiți pe pasiune în această perioadă, Marte și Venus se află în semnul lor zodiacal și când se întâlnește Marte cu demoazela lui, ies scântei, iese multă pasiune, dragoste. Venus este simbolul atât al luxului, opulenței, a desfătărilor materiale, dar și, al iub și a iubirii. Așa că foarte multă iubire pentru capricorni în această perioadă. Regele de băte, în schimb, este și un simbol al înțelepciunii. Pe tronul său se află acea salamandră care își înghite coada. Este foarte detașat și foarte relaxat. Este un tip care este foarte sexy, foarte cald, foarte pătimaș. Dar partea frumoasă e că puterea lui izvorăște tocmai din aceste pasiuni. Nu este un uh, rege încrâncenat care să taie cu săbiile în stânga și în dreapta sau care să uh, creeze foarte multe strategii și tactici de război uh, și aș menține puterea. Acesta își menține puterea doar pentru că este plăcut și adulat de oamenii de la curtea sa. Uh, deci este uh, o putere pe care o căpătați în această perioadă prin pasiunile pe care le aveți. Atunci când vă faceți o treabă cu pasiune, nu au cum, nu, nu este. ceilalți oameni nu au cum să vă evite și să stea departe de voi. Sunt atrași de voi, sunt atrași de pasiunea voastră, parcă și pentru ei proiectul acela pare mult mai interesant. Dacă puneți pasiunea asta în dragoste, nu are cum partenerul vostru să nu fie foarte înflăcărat și să își dorească compania voastră. Cu cât sunteți mai plini de iubire și mai pătimași și mai înflăcărați în tot ceea ce faceți, cu atât oamenii din jurul vostru vor veni atrași ca muștele la bec, <laughs> ca molile la bec să împrumute din lumina și căldura voastră. Este un simbol foarte frumos. Uh, pentru această perioadă. Deci se pare că în luna februarie vă veți concentra foarte mult pe iubire, amor. Foarte, foarte frumoasă cartea. Uh, sfatul pentru zodia vărsătorului. Pentru vărsători în luna februarie, ce sfat au cărțile de tarot? Of, la cine s-a mai nimerit 6 de cupe. La cine s-a mai nimerit? 6 de cupe este... Nu mai contează. O să reiau. 6 uh, de cupe înseamnă uh, întoarcerea la un moment frumos din trecut sau uh, regăsirea cu un fost partener sau cu o fostă parteneră, mă rog. Uh, este vorba de rememorarea unor clipe foarte plăcute din trecutul vostru. Eu percep că timpul este non-liniar și că trăim în aceste bucle temporale care se tot învârt. Și din când în când aveți senzații olfactive, auditive, vizuale care vă transpun într-o perioadă din trecutul vostru în care v-ați simțit la fel cum vă simțiți în momentul de față. Puteți sta, spre exemplu, uitându-vă la televizor și deodată să simțiți așa un parfum de pâine caldă, deși nu se coace nicio pâine, nu aveți geamul deschis să vină ceva de afară, dar toată această senzație olfactivă vă duce cu gândul la pâinea proaspătă pe care o cumpărați cândva când erați mic stând la coadă la pâine, spre exemplu. Este acea rememorare plăcută, este acest iz al trecutului care vine să vă aducă uh, niște daruri. Pentru că, de câte ori vă rememorați trecutul, de câte ori vă regăsiți cu cineva drag din trecutul vostru, este o nouă oportunitate de a vedea acel eveniment într-o altă lumină, de a binecuvânta trecutul vostru, de a fi recunoscători pentru momentul în care ați ajuns în viața voastră, și de ce nu, pentru a restabili legătura cu persoane dragi de mult de care v-ați îndepărtat pentru că v-ați stabilit alte ținte care nu mai sunt pe direcția destinului vostru. De multe ori, când ne întoarcem la personaje din trecutul nostru, putem să identificăm și să spunem, domnule, eu asta sunt. Eu sunt exact ca prietenul meu Petrișor cu care m-am întâlnit și m-am regăsit acum. Ce am devenit eu în ultimii ani? De ce am devenit atât de încrâncenat, încrâncenată? De ce am uh, tras foarte mult pentru bani? De ce am tras foarte mult în direcția asta care este îndepărtată de uh, ce visam eu când eram copil și mă jucam cu Petrișor? Uh, acesta este sentimentul pe care le vocă cartea șase de cupe, este un sentiment de căldură frumoasă, de emoție plăcută și, și uh, dragă sufletului uh, deci este o perioadă de rememorări, de amintiri de gingășie, de tandrețe, bucurați-vă de această perioadă, este o carte minunată, cupele cu flori înflorite de culoare albă, niște narcise albe simbol al sincerității, al clarității și purității emoțiilor foarte frumoasă carte Sfatul pentru ultima zodie, dar nu cea din urmă, pentru pești, pentru luna februarie, luna în care s-au născut peștișorii noștri. La mulți ani tuturor peștilor pe această cale. Pentru pești, iată Night of Pentacles, o carte golden, de aur, care sugerează foarte multă bunăstare, abundență, lumină, fericire. Cavalerul de monede este un cavaler care nu gonește. Este singurul care stagnează, stă pe loc, nu este în nicio goană, nu se grăbește către nicio bătălie. Este acel cavaler care prospectează cu mare atenție care sunt teritoriile noi pe care vrea să le cucerească. Este cel care gândește, este strateg, este are o anumită tactică, îi place să dezvolte un plan înainte de a sări la atac, calculând foarte bine care sunt consecințele, care sunt urmările și care este exact teritoriul pe care dorește să-l cucerească. Ține acea monedă cu foarte mare grijă, de, de, parcă ar spune în ce teritoriu vreau eu să investesc acești bani, în ce teritoriu mă duc eu să-mi energia. Este o carte foarte frumoasă. În cazul în care așteptați vești sau să demareze niște planuri foarte importante în viața voastră, eu aș spune că lucrurile se vor desfășura într-un ritm mai lent. Dar, cum este vorba în engleză slow and steady wins the race, adică cu cât mergeți, mergeți încet dar constant și câștigați cursa. Pe termen lung, vă va aduce foarte multe beneficii. Nu toate lucrurile se obțin în viață în grabă și în pripă, ci multe lucruri trebuie așezate și gândite foarte bine înainte de a porni o bătălie sau a merge într-o anumită direcție. Pentru pești, poate simboliza o perioadă în care dezvoltă planuri, gândesc strategii. Uh, poate dau târcoale unui partener, îi urmăresc, uh, nu știu, atitudinea față de alți oameni, uh, cum se poartă în anumite circunstanțe, uh, analizează totul pe toate părțile, din toate unghiurile, ca atunci când ia o decizie, uh, când peștii vor lua o decizie, <coughs> să fie luată în deplină cunoștință de cauză, fără să lase loc niciunui echivoc. Uh, este o perioadă în care analizați foarte bine și cântăriți foarte bine care sunt următorii pași pe care îi veți întreprinde. Pentru că, na, de pe 4 februarie toate planetele merg înainte și e bine ca planurile voastre să fie puse foarte bine la punct, să aveți planul A, planul B, planul C. În caz că pică primele, sigur că valerul de monede va avea următorul plan care va merge perfect. Deci este o carte foarte, foarte frumoasă. Acestea fiind spuse, acestea sunt energiile pe care le-am perceput eu din cărțile de tarot pentru fiecare zodie în parte și uh, promit să revin cu o citire pentru luna martie uh, pentru toate zodiile, așa cum v-am obișnuit. La revedere. Pe data viitoare.